Salutare și bine ați venit la chestii complicate, explicate simplu. Acum o să ne facem un cont de Gmail. Observați că am deschis Chrome. Avem un buton foarte mare. Creează un cont. Bun, dăm click pe acest buton și ne cere prenume și numele de familie. O să punem un prenume și un nume de familie generice. am dat prenumele profu cu P mare, nume de familie, de info cu D și I mare și deja ne dă un nume de utilizator profu de info 190, mai există disponibile P de info 6, de info profu, de info profu 42. Acest nume de utilizator nu mai trebuie să fie folosit de altcineva. Îl lăsăm așa profu de info 190 și să ne gândim la o parolă. Parola se poate vedea cu ochiul tăiat sau netăiat. O să vedeți și voi. Parola o să fie o parolă generică. Nu folosiți această parolă. Trebuie să conțină litere mici, mari, cifre și simboluri. Am găsit o parolă info 2020 20 diez. Dacă a pus ochiul să vede, confirm această parolă, Info 2020 ds Iată, parolele sunt identice, este confirmată. Și apoi apăsăm butonul înainte. În acest moment o să ne ceară un număr de telefon și o adresă de recuperare. E posibil să vă ceară numărul de telefon obligatoriu, nu opțional, ca la mine dar pe mine mă cunoște ca un calbrea și mă poate găsi cum dorește el. Dăm un nume, dăm o adresă, o data nașterii generică oarecare, un gen, e clar că e bărbat, puteți să nu-ți dați genul dacă nu doriți acest lucru. Bun, și acum, dacă citiți sau dacă nu citiți confidențialitate și termen, tot la sfârșit trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile Google. De asemenea, procesarea informațiilor. Având în vedere aceste lucruri, e bine să vă gândiți foarte mult și o să ne ofere reclame personalizate. E bine să vă gândiți foarte bine dacă vă dați numele și prenumele real, precum și celelalte date reale, pentru că vor fi prelucrate, adică le dați controlul. Degeaba spune acolo dumneavoastră dețineți controlul, pentru că deja vă dați nume, prenume, data nașterii, telefon către Google. Bineînțeles că nu aveți nimic de ascuns, nici eu nu am nimic de ascuns, dar aveți ceva de protejat. Ok, aici Google să laudă că poate să facă ce face și Zoom. Contul nostru este creat. Iată, proful de info 190 arongmail.com. De aici puteți să vă gestionați contul, adică să adăugați anumite date și de aici puteți să vă deconectați. Dacă v-a plăcut acest video, dați like și subscribe. O zi bună, vă doresc!